umplări minime după recoltare, conserva pansol și la bruma de apă care ne-o dă Dumnezeu, îmbrăsare cultura. Am riscat pe o suprafață de 250 de hectare, aici ne aflăm într-o solă de 55 de hectare. Ce-i drept, am avut norocul unei toamne lungi, cu temperaturi ridicate, la cerii 3 litri de apă pe metru pătrat, cultura a răsărit. În România sunt 24 de soiuri de rapiță, însă hibrizii sunt preferați de fermieri, deoarece au toleranță ridicată la secetă și utilizează mai eficient substanțele nutritive. Marii cultivatori se bazează pe hibrizi bine adaptați la condițiile de climă și cu un potențial de producție mare. Răsărirea a fost uniformă, în jur de 35 de plante pe metru pătrat, îmi asigură o producție dacă avem elementul principal apa, de 3.000 de kilograme de rapiță la hectare. Rapița este însă vulnerabilă la atacul buruienilor și al dăunătorilor. Chiar arată foarte bine cultura de rapiță. Am avut o iarnă călduroasă, iar în urmă cu o săptămână am identificat și dăunătorii. La cultura de rapiță am pus capcane și am văzut ce uită rincusul. O să intrăm pe tratamente, probabil săptămâna viitoare. Am riscat cu rapița, a apărut tot spectrul de buruieni. Vom face combatere cu produse cunoscute în piață. Ce boli sunt la rapiță? E vorba de foma și de putregaiul cenușiu, iar mai târziu sclerotinia. Fermierii duc o luptă acerbă și cu dăunători, cum ar fi viespea rapiței, puricii rapiței, gărgărița tulpinilor, păduchele cenușiu al cruciferelor sau gărgărița semințelor.